Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. Vă invit să trecem în revistă principalele subiecte de astăzi de pe 1asig.ro. 1,49 milioane de locuințe erau asigurate obligatoriu în luna iulie. Acționarii Astra Asigurări au adus doar 87.000 de lei în a doua etapă de majorare a capitalului și subscrieri de 308,6 milioane de lei și profit de peste 7 milioane de lei pentru NN Asigurări de Viață în semestrul întâi. Să vedem acum și știrile pe larg. La finalul lunii iulie 2015 erau active la nivel național aproape 1,5 milioane de asigurări obligatorii de locuințe, în scădere față de luna anterioară când erau active peste 1,5 milioane de polițe, potrivit statisticilor pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. De asemenea, numărul polițelor este mai mic comparativ cu același lună a anului trecut. În această situație, doar circa 17% din cele 8,8 milioane de locuințe din România erau asigurate obligatoriu la finele lunii iulie. Acționarii societății de asigurări Astra, aflată în redresare financiară, au subscris titluri de doar 87.338 de lei în cadrul celei de-a doua etape de majorare a capitalului social, conform datelor publicate pe site-ul Bursei de Valori București. Valoarea reprezintă 0,02% din suma estimată a fi obținută în cadrul acestei etape, se precizează în notificarea publicată pe bursă. Astfel, dacă în prima etapă acționarii au avut un aport de capital de 47.278 de lei, rezultă că în cele două etape de majorare acționarii au adus în total 134.617 lei, din necesarul total de 425 de milioane de lei. NN Asigurări de Viață a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 308,6 milioane de lei în primele 6 luni din 2015, în creștere cu 4% față de perioada similară a anului trecut. În același timp, profitul brut al companiei s-a cifrat la peste 7 milioane de lei, incluzând cheltuiala excepțională generată de procesul de rebranding. Profitul obținut din activitatea curentă a atins nivelul de 18,5 milioane de lei, fiind cu 25% mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior și a susținut cheltuiala de 11,5 milioane de lei necesară realizării acțiunilor incluse în procesul de rebranding. Acestea au fost știrile zilei la Exprim TV. Mâine vă așteaptă colega mea Camelia pentru o sinteză a săptămânii. Eu vă urez o zi minunată în continuare!